Tensiunea provocată de cursa de eliminare a avut repercusiuni pentru cuplul Alexandru-Cristina, care la partii nu se găsea în cea mai bună stare, mai cu seamă Alexandru. Ce, mă? Sunt obosit. Și te comporți așa? Cum m-am comportat? Păi așa ești, nu știu. Sunt obosit psihic, n-am chef de nimic, Cristina, crede-mă. Sunt 2 săptămâni în care m-am consumat foarte mult, mai mult decât m-am arătat. Bine. Și am obosit rău de tot, crede-mă. Multe chestii. Da, vorbim altă dată, că ești când vrei să vorbim altceva. Haide, Alex. Ce? Zici ce vrei să zici, ce s-a întâmplat. Ce? Vorbesc. Da, n-am nimic să zic. Păi ai zis că vorbim altă dată, acum ai nimic să zici, te-o hotărăști? Păi dacă mi-ai spus că vrei să vorbim altă dată, de ce să stric sare? Haide, Alex, spune. Am obosit săptămâna asta, am obosit foarte mult. Și eu n-am obosit? Păi știu, și ți-am zis ceva, să-mi reproșa ceva. Ce ceva să vorbim? Dar nu m-ai adus tu, nu m-ai adus tu, că tu n-ai făcut nimic. Păi ce eu am fost în cursă, eu... Așa, și ai intrat în cursă că ai vrut, cumva ai zis vreau în cursă, păi nu e vina ta, doar că m-am consumat. Au fost mai multe chestii care s-au adunat, Cristina. Vrei să le dăm pe față? Sincer? Eu cum mă știu că nu-mi pasă, știu că îmi dau foarte mult interes atunci când îmi pasă și nu prea-mi pasă deloc, mi se rupiți rău de tot. Și în unele momente sunt tratat aiurea, mă simt ciudat. Aia e chestia. Dar, există un dar. Asta nu înseamnă că nu mai am răbdare și înțelegere, mai am multă. Și încă am încredere în tine că, la un moment dat, într-o zi, o să te răs tu, Cristina, care ești tu, de fapt. Înțelegi? Și la ce mă refer? Să las cu tu ăla. Ce-i fața asta? Ce gândești? Spune-mi, vreau să te aud, să spui ceva. Vorbește-mi, te ascult. Păi ce să zic? Ai ceva de zis, gândești ceva? Nu. Te știu și te simt. Ce-mi zic, ai dreptate. Spune-mi, ce ai înțeles în discuția asta pe care am făcut-o cu tine? Ce trebuie să mă schimb. Nu. Să-mi dau scutul jos. Nu trebuie să te schimbi. Poate și nu e ok, așa? Am zis eu că nu e ok. Nu știu că am avut niciun comportament atât de... Nu, dar stai că nu te-am învinovățit sau ceva. Să nu te bag în seamă sau să nu vin la tine sau să nu... Totdeauna am venit, nu te-am băgat în seamă. Știu, dar n-am zis chestiile astea, eu n-am zis chestiile astea, mi-am zis altceva. Să continui chestia asta, gen să încerci cu scutul. Ce-am... Păi și eu ce am făcut? De când ți-am zis? Corect. Nu, zi dacă eu am făcut sau nu. N-ai făcut, da, ți-am zis că au fost anumite momente pe care tu le-ai recunoscut, că gen... Da, pentru că avem cu toții știu, momente. Știu, și știu. Nu poate să fie întotdeauna lapte și miere. Da, nici n-am cerut să fie lapte și miere, dar tu am înțeles. Nu putem să întotdeauna bot în bot să ne bupăm, dar... N-am cerut, vezi, n-am cerut asta. Da, dar nu pot să fiu toată ziua cu zâmbete pe buze și... Nici asta nu ți-am cerut. Dacă eu astea sunt, încerc să mă schimb, nu... Nu sunt stană de piatră, eu nu sunt rece cu tine, nu... Știu, dar n-am zis asta. Atunci, dacă eram așa, te înțelegeam, dar... Este ok, dacă e foarte ok, știu că e ok, pentru că știu ce încerc să fac. Știu, și te pare că nu văd? Totuși, și vii și îmi reproșezi lucrurile astea, nu vezi. Vezi? Ți-am spus la începutul discuției, nu este un reproș. Eu așa l-am simțit. Vezi, mie de-aia nu-mi place să vorbesc. Păi, dar ce ți-am spus, pentru Alex? Pentru că atunci când vorbesc, stai până la final. Am impresia că în loc să construiesc, eu stric. Așa am impresia când vorbesc, poate nu știu să mă exprim eu. Nu, îi strică nimic, ce să strici? Nu știu, întreb. Nu, primul rând, starea ta am stricat-o. Mă revin. Iar starea de neliniște a lui Alexandru era sesizată și de bunica Maria, care voia să afle ce s-a întâmplat. Ce ai de supărat? Nu sunt supărat. Da, ce? Nimic. S-a spus de mine, mamă. Ce-a făcut? S-a spus de mine. Cum ai spus asta? Așa bine. Nu, am o problemă mare cu exprimare, cred. De ce? Păi ce exprimare, mămăiță? Nu știu, în general. Păi, dar de ce trebuie să-ți faci? Să faci griji pentru un cuvânt sau ce? Nu, că fac griji. Mi-ai zis că, băi, cum, na, că ai spus să mă dai scutul jos și așa, dar nu ți-ai exprimat în niciun fel, am înțeles ideea. În loc să stați... Da, stă, mama, e, dar e normal că trebuie să le mai și discuți, mama, chestiile astea, pentru că nu poți să stai tot da, timpul, că viața... Asta. Într-o zi ca asta ce e? Când am scăpat de atâția probleme, da, am scăpat. O săptămână întreagă. Ok, da, și am scăpat. Și în loc să fiți bine, da, acum... suntem bine, doar că am simțit să discut ceva cu ea, să mă eliberez de ceva ce m-a păsat, ca mai târziu să nu se refulez, să se adune, să refulez. Eu așa sunt, mamaie. Tu nu mă știi, deloc. Păi nu te mai știu. Eu doresc să fie bine. Să fiu în permanență.
dulce. Ați trecut amândoi până niște. Să nu-i spun niciodată nimic. Să nu-i spui? Da, uite, probabil că îmi se pare că-s dură, nu știu. Dar eu cred că e cel mai bine să vorbești. Asta mi-a murit, fiecare în felul lui și pe mine nu m-a deranjat. Da, și că ai momente și momente. Spus, de câte ori am simțit să spun că știu că așa sunt și că nu e nici corect față de tine, nici corect față de mine, doar că totul se ia pas cu pas. Cum ești tu, în anumite momente, așa am fost și eu și sunt și eu. Și te-ai schimbat? Da, enorm. Atunci, te rog frumos să-mi dai și enorm. Mie timp. Nu-mi doresc să fii, iubirea mea, iubirea mea, nu. Cam înțeles, e ok. Am înțeles. Atunci îl dorești. Ți-am și spus. Să chestia asta cu scutul tău, să o faci gen ușor-ușor în ritmul tău. Păi asta dar fac. Tu trebuie să îți asumi că ți-ai luat lângă tine o persoană mai... Da. Nu rece, că nu sunt rece. O persoană mai... Nici nu știu cum să zic. Nu ești okay. Rece. O persoană diferită față de mine în sensul ăsta cu căldura. Da. Da. Ok. Și am mai asumat. Nu mi-am asumat. Dar nu e ca și cum ar fi venit vreodată lângă mine și m-am ridicat. Nu e ca și cum ai încercat să vorbești cu mine și ți-am închis gura. Știu. Nu e ca și cum nu te bag în seamă. Dar n-am zis chestiile astea. M-am referit la ce-am și spus. Da, păi eu o deranjează, mama. Eu o deranjează atitudinea ta. Tu asta trebuie să înțelegi. Am avut atitudine nasoală, că nu știu. Dar e vorba de atitudine. V-am văzut pe amândoi supărați, da? Ok, da. Și în momentul ăla, eu, în subconștientul meu, mi-am asumat vina, că sunt acolo pe ultimul loc, că din cauza mea s-a ajuns aici, că poate nu sunt de vină. Am venit în fiecare zi la tine și ți-am spus chestiile astea, pe care în chestia asta mergeam, să ai încredere mai mult în mine. Da, trebuie să mă înțelegi pe mine, că da, înțeleg, asta da. Sunt. Da, și îmi doresc ca tu să mă înțelegi. Știu că asta ești, te accept și te iubesc așa cum ești tu, crede-mă că te iubesc enorm și te accept exact așa cum ești tu, Cristina. Exact așa. Okay? Și atunci care este buba? Că să ai mai multă încredere în tine și în mine. În momentul în care eu îți spun ție, Cristina, nu e vina ta, tu în momentul ăla să o iei ca atare, bă, nu e vina mea. Cum ai spus și tu mie, vreau să scot din tine tot ce e mai bun, exact cum și tu ai scos din mine, da? Dar să nu mai fi supărat, mamaie. Dar nu sunt supărat, mamaie. Mamaie, dar și amândoi vă comportați că toată lumea își dă cu coatele ce aveți. Eu v-am căutat și pe dincolo. Mamaie, pe mine nu mă interesează deloc de nimic ce își dă cu coatele. Dar pe mine mă interesează de voi, că umblu după voi ca un om căpiat. Eu n-aș fi făcut ceea ce ai făcut tu acum, n-aș fi procedat acum. Aș fi dat-o în pana măsii de dacă eu am o stare exprimare, care pe mine, care, o stare care pe mine mă macină. Dar nu puteți să o las pe mâine, că mă enervez, de iau bățul acum. Nu pot să o las pe mâine, pe mâine. Ești ca Fita și ca Dinerită. N-ai cu cine să vorbești în familia asta. De-aia am stat eu singur. Foarte rău că ai stat singur și da. Să te văd acum. Și venea șeful cu mine că nu m-ați înțeles. Mai ascultă și tu de ce e în vârstă. Da. Nu faci nimic dacă ești săvnos și stai votos. Dar nu mai sunt săvnos, doar că... Doamne, să mă bată Dumnezeu dacă eu înțeleg. Nu te înțeleg. Bine, nu înțelegi. Mamă, ce te-aș înjura acu și știi după cine aș mă înjura? Pai, astăzi și mâine, că numai cu ea semeni că... Stai să te fredonezi toată ziua la cap, că nu știi tu să te exprimi. Hai, plângi un pic, dacă nu plângi. Jelește-te, uleacă. Amelia, cel mai bun prieten al omului. Știi ceva? Domnule, are dreptate. Da, știu că are dreptate. Adică bunica trecută prin viața, primul te presupun, nu? Zici, domnule, ce le lipsește, domnule? Au trecut, sunt împreună, au tot ce le trebuie și tot atâtea stări, nu? Ar spune bunica. Cu ei și o întrebam pe Cristina, ce aveți? Nimic. Îl întrebam pe ei, ce ai? Nimic. Iar Cristina, ce aveți? Nu știu. Nu tu știu, erai, da? Era. Ce stare ai, Alexandre? Nu, doamna Simona, e vorba de faptul că au fost 2 săptămâni foarte grele. Ai, nu mă nebuni. Așa. Să vezi tu cum o să fie afară când o să trebuie să te duci la muncă dimineața până seara. O mai fi și săracul cu copilaș răcit și te duci pe la camera de gardă și mai trebuie să plătești nu știu câte facturi, să faci nu știu câte cumpărături, să vă ajungi și pe bunica. Așa mi-a frica și eu. Viața! Sănătos! Ia că am dreptate. E complexă. Da, ce am vrut să spun, fără prea multe cuvinte și fără să... Păi asta e greșeala. Da. Trebuie să spui în cuvinte. Da, fără să o mai lungesc prea mult, să aibă mai multă încredere în ea.
Asta îmi doresc de la ea, să aibă și mai multe. Și nu puteai să-i spui așa și vă vedeați de petrecere? Da, da, mi-am complicat viața, nu știu de ce, dar de sâmbătă am vorbit și cu ea și am înțeles mai multe chestii, atât eu cât și ea. Și cel puțin eu mi-am dat un restart și o să văd lucrurile altfel. Extraordinar, și o să acum, știi, așa faci de fiecare dată. Care de fiecare dată? De fiecare dată când aveți... Și ea la fel. Nu există, da. Da, adică asta e adevărul. Asta am vrut să îi spun cu mai puține cuvinte și fără ceea să... Ceea ce am vrut eu să-mi transmită mie este să fiu mai caldă cu el. Dar sunt stund caldă cu el, dar am vrut să-i arăt toate... Îi tragă caldă dacă vrea căldură. Eu care preferintele mele. Da, exact. Eu înțeleg că-i frică și eu dârdă-i de când am intrat aici. Înțeleg că-i frică în casa mireasă, că știi cum e, nici nu știi cum să faci, să dai drumul la căldură, să închizi căldura, că e vremea asta, știi? Vreau să mă cunoască cu totul aici, să nu ieșim afară, să vadă altă versiune, cu nervi, cu frustrări. Păi și o să fie și cu nervi și frustrări afară, aici, că viața nu-i numai din lapte și miere. Exact. Exact. Să mă cunoască cu totul, cum sunt eu cu totul. Te-am văzut în toate, și cu nervi și veselă și... Adică e ceva ce nu e mai arătat? Da, hai, da. Hai să luăm o pauză, zic să ne aflăm la această discuție. Da. Ce faci?